Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Începem astăzi capitolul 9 al Evangheliei după Marcu, în care avem relatarea schimbării la față. Aceasta poate fi găsită în primele trei evanghelii, evangheliile sinoptice. Apoi, Marcu ne relatează faptul că, în timp ce pe munte avea loc schimbarea la față, ucenicii au avut parte de un eșec în încercarea de a scoate duhul necurat dintr-un copil. După aceea, Isus vestește iarăși moartea și învierea sa. Ucenicii se ceartă între ei pentru că vor să știe care este cel mai mare. Isus îi mustră pentru acest duc de părtinire și avertizează cu privire la iad. Acesta ar fi sumarul capitolului. Precum vedem, este un capitol la fel de exploziv ca celelalte capitole ale Evangheliei după Marcu. De obicei, Marcu este mai succint în relatările sale decât ceilalți evangeliști, dar nu la fel stau lucrurile și în privința schimbării la față pe care o prezintă în detaliu. Este interesant de aflat de ce accentuează el atât de mult acest incident. Părerea noastră este că schimbarea la față ne-a fost dată pentru a arăta umanitatea lui Isus și nu Dumnezeirea Sa. Așa cum am spus, toate Evangheliile, în afară de Ioan, conțin această relatare. Evanghelia după Ioan, care se concentrează asupra Dumnezeirii lui Sus, nu conține această relatare cu privire la schimbarea la față. Ultimul verset al capitolului 16 din Matei spune Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Există tot felul de interpretări asupra acestui verset. Dar cred că este foarte clar că Domnul făcea o referire directă la schimbarea sa la față. Doi oameni care se aflau acolo, Petru și Ioan, mărturisesc despre acest lucru. Iată ce spune Petru în a doua sa epistolă, în versetele 16 și 18 din primul capitol. Într-adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite. Ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea lui. Că cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Petru spune că ei au fost martorii puterii și venirii Domnului nostru Isus Hristos, când, când au asistat la schimbarea lui la față. Dar să ne îndreptăm acum atenția asupra relatării lui Marcu. El a mai zis, Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Motivul pentru care este făcută această afirmație în acest moment particular, adică înainte de moartea și învierea lui Isus, este acela că împărăția este în mâinile lui. Fie că mergea la cruce, fie că nu. El s-ar fi putut întoarce în cer și ar fi fost domnul suveran al Universului. Numai că nu ne-ar mai fi mântuit nici pe tine, nici pe mine, dragul meu prieten. Nu voi dezvolta acum această idee, dar este important să ne gândim la ea. După șase zile, Isus a luat cu el pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și i-a dus singur de o parte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la fața înaintea lor. Sigur că apare întrebarea, de ce a ales pe acești trei oameni? Voi spune de la bun început că nu i-a luat pentru că erau favoriții lui sau pentru că ar fi fost superior celorlalți. Cred că aceștia erau poate mai slabi decât ceilalți apostoli și Isus a trebuit să ia cu el ca pe niște copii mici, altfel ei nu ar fi venit deloc. Am observat zilele trecute pe stradă cum își ducea o mamă cei trei copii. Pe unul îl purta în brațe, pe unul îl ținea de mână, iar cel de-al treilea mergea în urma ei. Trebuia să se oprească din când în când pentru a ca acesta să o ajungă din urmă. Mă uitam cât de încet înainteau și mi-am spus că micuțul care mergea în urmă o fecea să piardă mult timp. Dar apoi mi-am dat seama că, spre deosebire de el, cel care era ținut în brațe nu ar fi mers deloc cu ei dacă nu l-ar fi purtat mama sa. Cred că Petru, Ioan și Iacov erau cam la fel. Deși par să fie un grup exclusivist, nu erau decât niște copilași pe care Isus trebuia să-i poarte în brațe. Așa că a decis să ia cu el când a avut loc schimbarea la față. Petru spune, am văzut cu ochii noștri mărirea lui. El a au văzut pe Hristos glorificat, așa cum va veni el într-o zi pe pământ. Aceasta este și o imagine a ceea ce vom fi și noi cândva. Biblia ne spune că vom fi asemenea lui. În întâia epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 2, el ne-a spus că vom fi ca el. Vă amintiți poate că Ioan a spus și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din tatăl. Să ne întoarcem la schimbarea la față. Cuvântul grecesc pentru schimbarea la față este metamorfon, de unde vine cuvântul românesc metamorfoză. Schimbarea a avut loc în trupul lui Isus, nu a fost doar o lumină sau un efect venit din exterior. Schimbarea, transfigurarea era lumina care strălucea din lăuntrul lui. Înclin să cred că Adam și Eva erau îmbrăcați astfel, cu o lumină care izvoră din ei. Așadar, schimbarea la față ne învață despre umanitatea perfectă a Domnului Isus și nu despre dumnezeirea lui. Dar să mergem mai departe. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care Niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. Haina aceasta mai albă decât își poate imagina sau poate crede cineva, este albă tocmai pentru că avea această lumină venită din lăuntrul lui. Niciun înălbitor minune al zilelor noastre nu ar putea produce un alb de asemenea strălucire, pentru că, vedeți, totul vine din interior. Însă nu numai aceste lucruri se întâmplă atunci. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Isus. Ilie era reprezentantul profeților, Moise reprezentantul legii. Ni se spune că atât legea cât și profeții au mărturisit despre moartea lui Isus. Moise știa de venirea lui Hristos, pentru că iată ce spune următorul verset. Versetul pe care îl găsim în epistola adresată a evreilor, la capitolul 11, versetul 26. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și este vorba despre Moise aici. Moise știa că va veni Hristos. Toți profeții vorbesc despre suferința sa și despre slava care avea să-i urmeze. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să stăm aici. Să facem trei colibi una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase. Petru este de obicei purtătorul de cuvânt. În general, Simon Petru vorbea când nu știa ce să spună. Și de cele mai multe ori, nimerea cu oiște în gard. Așa s-a întâmplat și aici. A venit însă un nor și a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Acum toată atenția este concentrată asupra Domnului Iisus. Cuvântul său este definitiv. Nu-i punem pe Moise și Ilie pe picior de egalitate cu Domnul nostru. Îndată ucenicii s-au uitat în prejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Isus singur sau, astfel spus, numai Isus ar trebui să fie capul de afiș al vieții noastre. Acesta este subtitlul Evangheliei după Marcus și acesta este principiul de bază pentru fiecare credincios. Și acest principiu este exprimat prin doar două cuvinte foarte simple. Numai Isus. Pe când se pogorau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia fiul omului dintre cei morți. Vedeți, Viața și învierea lui Iisus Hristos trebuie să meargă mână în mână cu această relatare despre schimbarea sa la față. Schimbarea la față nu mântuiește pe nimeni. Ea prezintă idealul sau celul, Dar acest cel nu poate fi atins decât prin moartea lui Hristos pe cruce și prin învierea lui dintre cei morți. Observați că el pune mereu alături moartea și învierea sa. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce se însemne învierea aceea dintre morți. Ucenicii nu știau absolut nimic despre înviere. Când Isus a înviat, ei au alergat la mormântul lui, dar nu se așteptau să găsească un mântuitor viu. Nimeni nu merge la cimitir să vadă un om viu, ci se să duce să-și plângă morții. Ucenicii au pus următoarea întrebare. Pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El a răspuns. Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa după cum este scris despre fiul omului că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că el i-a și venit și ei au făcut ce au vrut după cum este scris despre el. Domnul Isus a arătat foarte clar că atunci când va spune cineva, Isus nu putea aduce împărăția pentru că, așa cum spune prorocul, Ilie trebuie să vină mai întâi, îi se poate spune că Ioan Botezătorul a venit în duhul lui Ilie. Dacă el ar fi primit pe Isus ca pe Mesia, Ioan ar fi fost împlinirea profeției. Dar de vreme ce nu l-au primit pe Isus ca Mesia la prima lui venire pe pământ, profeția referitoare la Elie ca înainte mergător lui Isus se va împlini la cea de-a doua venire a lui pe pământ. Dar iată că de la scena glorioasă din vârful muntelui coborâm pe pământ și asistăm la eșecul total al lucenicilor. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod în împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul, și n-au putut. Aceasta este, de fapt, o descriere a creștinătății din zilele noastre. Domnul Isus este deja în prezența Tatălui, în trupul său glorificat. Apostolii sunt acolo cu el. Cea mai mare parte din biserică se află în ceruri, la fel și Moise și Ilie. Muntele schimbării la față ilustrează cerurile așa cum arată ele astăzi. Dar uitați-vă la acest pământ și la problemele de aici, de jos. Băiatul acesta reprezintă pământul cuprins de nebunie al zilelor noastre. Dacă am putea să privim pământul așa cum îl vede Dumnezeu sau așa cum îl văd îngerii, am ajunge la concluzia că omul care locuiește pe acest pământ este în pragul nebuniei. Pare a fi posedat de demon prin felul în care se poartă și prin faptele lui. Lucrul cel mai trist este că Tatăl și-a adus copilul la apostoli, dar aceștia nu au putut face nimic. Tragic este că, în acest moment, Biserica este neajutorată în fața nevoii acestei lumi. În prezent, Biserica, în forma ei organizată, se implică disperată în tot felul de proteste, marșuri, alte acțiuni, în timp ce lumea critică Biserica susținând că nu se implică destul. Dar problemele sociale nu sunt treaba noastră. Noi ar trebui să fim în stare să-i prezentăm copilului posedat de demon un mântuitor care să-i redea mințile și să-l aducă într-o relație corectă cu Dumnezeu. Din nefericire, ce s-a spus despre apostoli, se poate spune și despre biserica din prezent. N-au putut. Ucenicii nu au putut și nici noi nu putem. Iar Domnul spune: O neam necredincios, le-a zis Isus. Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi aduceți-l la mine. Acesta este lucrul minunat. Aduceți-l la mine. Noi încercăm orice altceva în loc să-l aducem pe omul pierdut la Isus Hristos. L-au adus la el și, cum a văzut copilul pe Isus, Duhul a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Isus a întrebat pe tatălui, de vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat, când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fieți milă de noi și ajută-ne! Acesta era un caz grav. Poate că nu atât de grav ca acela cu omul posedat de demon din Ținutul Gadarei, care trăia printre morminte de mulți ani de zile. Acela era un om matur, în timp ce aici avem un copil. Deși la o vârstă fragedă, probabil că starea în care se afla era la fel de gravă ca starea celuilalt. Tatăl copilului a strigat cu lacrimi înaintea Domnului și și-a pus toată încrederea în el. Când procedăm așa, el vine în ajutorul nostru. Isus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Isus se întoarce aici către tatăl copilului și cere credință. Oare tatăl era răspunzător pentru starea copilului? Aici nu se pune problema dacă Domnul poate face ceva pentru că el poate face orice. Întrebarea este, poți tu să crezi? Sau, dacă poți să crezi, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele! Este strigătul disperat al credinței tatălui. Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat Duhul necurat și a zis, Duh mut și surd, îți porunce să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau: A murit. Dar Isus l-a apucat de mână și l-a ridicat, și el s-a sculat în picioare. Se pune aici întrebarea dacă acesta este unul din cazurile în care Isus înviază pe cineva din morți. Eu cred că da, însă nu voi dezvolta aici acest subiect. Când a intrat Isus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte. Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acela? Acest soi de dragi, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. S-a descoperit că în răspunsul dat de Isus ucenicilor aici, cuvântul post nu apare în manuscrisele cele mai bune. Accentul este pus pe rugăciune. Dragi prieteni, biserica este slabă astăzi pentru că rugăciunea ei nu mai are putere. Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Isus nu voia să știe nimeni că trece. Căci învăța pe ucenicii săi și zicea: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi după ce îl vor omorâ va învia. Observați din nou că Iisus pune moartea și învierea sa împreună. El nu vorbește separat despre aceste două evenimente importante. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe: Ucenicii nu înțeleg ce este de fapt cu această înviere din morți. Isus le vorbește despre moartea lui și noi ne-am așteptat ca ei să-l fi întrebat măcar câte ceva. Dar ei au îndrăznit să se certe între ei cu privire la care va fi cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu imediat după ce l-a vorbit despre moartea lui. Cred că este o purtare asupra căreia trebuie să reflectăm. Pentru că ei nu înțeleg, așa cum mulți dintre noi nu înțeleg ceea ce se întâmplă cu Domnul Isus Hristos. Dar au venit apoi la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a așezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Acesta este principiul spiritual al măririi prezentat în toată simplitatea și profunzimea lui. A luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis Oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Isus își exemplifică principiul luând în brațe acest copil. Ioan a zis, învățătorule, ne-am văzut pe un om scoțând drace în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Isus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenicea lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Se crede despre Ioan că era un apostol mai timid decât ceilalți dar iată aici cu o atitudine neîndurătoare. Isus respinge orice spirit sectar. Observați că temelia unității la care se referă Domnul Isus este numele Său. Ceea ce se face în numele Său nu poate fi negat de niciun ucenic adevărat. Cu toate acestea, în zilele noastre se pune eticheta a Isus pe lucruri care nu sunt făcute de fapt în numele Lui. Isus revine în versetul 42 la copilul pe care l-a în ceva mai devreme, cu toate că vorbește cu blândețe despre copil, avertizmentul este sever. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Și adaugă: Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai -o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în genă în focul care nu se stinge. Este Domnul Isus cel care vorbește despre iad. Sunt mulți care spun: Domnul Isus este doar bun, blând, Dumnezeu este iertător, nu poate să fie iad. Dar iată că chiar Domnul Isus ne avertizează că este un iad. Domnul continuă apoi și vorbește și despre picior, și despre ochi, și despre toate cele lucruri care pot să ne conducă la păcat. Domnul le spune că este atât de important încât am putea renunța la orice parte a trupului nostru, numai pentru a intra în acel loc unde este El prezent, numai pentru a scăpa de iadul groaznic. Aceste afirmații ale Domnului sunt puțin neobișnuite. Este atât de important însă să ascultăm la această lucrare deosebită a Domnului Iisus Hristos, să vedem cuvântul Său care ne purifică, cuvântul său care transformă, cuvântul său care atunci când vine prin Duhul său cel Sfânt, este acela care ne aduce o nouă viață, ne sfințește, ne aduce pacea. Este lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei prieteni, și având în vedere cuvintele Domnului Iisus Hristos cu privire la iad și la rai, cred că trebuie să o luăm foarte în serios. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.